Sorina Pintea, anunț de ultimor după ce protestele au revenit. Încercări disperate ale ministrului pentru a gestiona criza. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că i-a chemat la discuții pe managerii spitalelor unde angajații au declanșat sublinierea de proteste din cauza diminuirii sporurilor, ea afirmând că trebuie aplicată o lege, iar prin această lege au existat sublinierei major importante ale salariilor medicilor. Am chemat managerii să avem o discuție cu managerul spitalului Bagdasar Arsen. Deja m-am întâlnit, sublinierea i-a revizuit acordarea sporurilor. Cred că vor mai fi probleme deosebite. Noi aplicăm o lege, sublinierea există. Sublinierea se ceder pe care încerc mesele echilibrime, a declarat Sorina Pintea, luni dimineac, la Digi24. I-a spus ce în privind că acordării sporurilor este vorba despre interpretarea corectă a legii, sublinierea despre modul în care managerii spitalelor subliniere tiu se gestioneze fondurile. Se apropie sentina pentru omul 2 în stat, Tericianu, în fața judectorilor UCJ. Trebuie să aplicăm o lege, sublinierea, să avem în vedere ceea ce a sublinierea lege a dus sublinierea la major, la cre subliniere teri salariale importante pentru medici, sublinierea asistenți medicali. Este vorba până la urmă de interpretarea corectă a legii, sublinierei din acest motiv am ales să discut cu fiecare manager să vedem care sunt modalitățile de aplicare, sublinierei se îi rog să vad modul în care s-au repartizat sporurile, dar nu este obligatoriu ca toată lumea să ia sporuri maxime, a adăugat ministrul Sănătății. Aproximativ 200 de angajați ai Spitalului Județean de Urgență din Craiova au întrerupt lucrul, sublinierea, proteste azi, luni dimineață, în Curtea Unicii Medicale, relamând ce le-au fost diminuate sporurile cu până la 50. De asemenea, în acest dimineață au loc proteste, sublinierei, la Spitalul Bagdasar Arsen din capital, iar noi proteste ar urma să aibă loc luni, sublinierei, la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capital.